Suntem în New York. Camera noastră de hotel are vedere către Memorial 9-11, unde au fost turnurile gemene, turnuri care la momentul construcției au detronat cea mai înaltă clădire a lumii, Empire State Building. Bineînțeles că am luat bilete și acolo și ne-am bucurat de o panoramă extraordinară. Apoi ne-am mobilizat către Rockefeller Center. Aici cunoașteți locul pentru că ați văzut cu siguranță singura casă. Acolo era bradul acela în spate și magazinul de jucării care apare în film. Am fost și la Catedrala St. Patrick pentru că era foarte aproape de Rockefeller. Ne-am relaxat puțin. Am ascultat și o parte din slujba lor, care a fost într-adevăr foarte, foarte frumoasă. Și am mers apoi în gara centrală, care este o treabă absolut imensă. Parcă te pierzi acolo. Aici suntem la Vanderbilt One Summit, o experiență senzorială, spune eu, pentru că sunt foarte multe culori, foarte multe lumini, bile, oglinzi și mult soare. Și bineînțeles că n-am ratat Times Square, iar seara ne-am dus pe Broadway și am văzut un spectacol, The Lion King.